A sosit așadar mult așteptatul moment al deliberării. Juriul va decide acum soarta celor 35 de aspirante la viza Cătălin Botezatu. Pe seama prestației lor la interviul final, doar o mică parte dintre protagoniste vor avea șansa să-și dispute marele premiu, să deprindă din secretele modelingului de la cei mai apreciați profesioniști, să călătorească în cele mai ofertante și exotice destinații de pe glob, să se bucure de notorietate și succes în branșa modelelor de top de pe plan internațional. Verdictul este așteptat cu sufletul la gură de candidate. Membrii juriului par să fie ajuns la un consens. Ne aflăm la finalul unei seri lungi, extenuante. Un moment greu, obositor, repet, datorită faptului că fenomenul Next Top Model și-a spus cuvântul. Multe fete frumoase. Mă bucur și sunt mândru că această emisiune a prins atât de mult și în ultimul rând a adus, va aduce în fața marelui public, pe micul ecran, atâtea fete frumoase. Cele care vor fi strigate vor avea viza mea și vor porni alături de mine, împreună cu colegii mei, cu adevărații profesioniști din lumea fashion-ului, către noi tărâmuri, într-o lume miraculoasă. Prima domnișoară care primește un pașaport către celebritate în emisiunea Next Top Model by Cătălin Botezatu. Numărul 39. Felicitări! Mulțumesc! A doua domnișoară este numărul 31. Felicitări! Mulțumesc! Cea de-a treia, numărul 47. Se bucură acolo cineva pentru tine. Numărul 58. Numărul 14. Cea de-a șasea, domnișoară, numărul 34. Numărul 78. Numărul 29. Numărul 68. Sunteți 10 fete care ați primit deja un pașaport către celebritate. Dar pentru că, așa cum spuneam și așa cum colegii mei au observat, ați fost atât de multe fete frumoase încât mai oferim pașaport. Dacă sezonul trecut ne-am oprit la 10 plus 2 surprize sau la 12 fete, acum vom merge mai departe. Următorul pașaport către celebritate, numărul 17. Numărul 8. Numărul 22. Mai am un pașaport. Pentru numărul 30.
felicitări. Emoționată? Da. De ce? Păi nu mai auzeam o dată. Nu te mai auzeam o dată? Ultimul pașaport. Numărul 99. Felicitări. Respiri și o dată. Îmi pare rău că trebuie să ne despărțim aici. Vă invit afară pe celelalte fete. Vă mulțumesc frumos. Fetelor, aveți cea mai mare oportunitate. Sunteți finalistele de la Next Top Model by Cătălin Botezatu. Din acest moment, toate porțile fashion-ului, ale modelingului, se deschid pentru voi. Nu uitați, această lume este plină de capcane, dar și de satisfacții. Veți merge alături de noi în cele mai frumoase locuri, dar veți fi supuse celor mai teribile încercări și provocări. Sunteți gata? Da! Vă urez succes! O seară plăcută! Nu știu, ce s-a întâmplat. Mi s-a părut că aș avea o anumită șansă. Îmi pare rău. Regulile jocului sunt dure. Da, înțeleg, dar nu știu de ce m-am făcut să vază seară. Îmi pare rău. Seara bună. Culmea culmelor că am avut ultimul număr, deci 99, și am fost și ultima chemată, adică să-mi mâneze biletul. Am avut niște emoții la final, deja când se chema fata 13-a, 14-a și ultimul model... 15. Deja nu mai știam, Cătălin mă felicita, nici nu-l auzeam, zic, dă-mi repede viza asta, să o am în mână.